sau Mizriga? Salut, salut stupare din Republica Moldova și toți prieteni din România, mai ales că ne aflăm în stupina domnului Neailii Iacomi, din satul Comuna Rădeni, da? Cum trebuie să spunem asta, din ce comună suntem? Suntem din județul Iași. Mă bucur că a venit domnul Vasile Mitrigan. Gheorghe Mitrigan în vizită la mine. Avem ce discuta, am discutat până acum vreo două ori, ne-am dat undeva la umbru și am discutat, am servit un păhărel cu suc și un alt coleg de la noi din România. Salut și eu pe această cale colegii noștri apicultori din Moldova, din România și din celelalte țări care suntem măriți, care ne urmărește. Așa, cu asta ocazie putem să dăm noroc cu domnul și mult sănătate, frații noștri. Eu așa spun, dacă politicienii nu ne fac unirea, uite, albile ne-au unit. Ne-au unit să fim uniți pentru totdeauna, că suntem același sânge și e tare frumos când nici nu visam că o să ne întâlnim, să ne strângem mâna asemenea oameni cu așa o mare cinste. Păi domnul Iacomi, domnul Ilie, să vă spun drept, eu nici acum nu-mi vine a crede că la dumneavoastră în stupină. Ani de zile tot visez să ajung aici și uite, dar stăm foarte aproape, dacă ar fi asta nici 100 de kilometri, nu avem între noi. Dacă rămân în linie dreaptă, e tare aproape, dar e tare departe că ne disparte prutul. Da. Ne disparte prutul și politicienii, că altfel am fi mai aproape chiar cu fizicul, nu cu inima. Da, nu numai... Așa, domnul Bădrăgan vrea să vadă o chestie, să vadă care e diferența între stupină la dumnealui și stupină la mine. La mine, cum v-am spus și ceilalți ani și chiar și acum filmarea care a făcut-o ieri, la mine ponta mi se cam reduce și că așa la mine. Acum, nu știu, în altă parte poate o fi mai multă pontă, nu puiet, e diferență între puiet și pontă. Da. Puietul căpășit sau larvar mai e, dar ponta e cam gata. Regilul nu mai pontează, adică nu mai ouă. Suntem în 4 septembrie, poate să mai scăpi așa, câte un pic, dar cam gata. Am auzit să vină doamna, cam să arătăm aici, ca și cum am arătat aseară. Acum albina e toată dusă, toată, n-are cum, o parte din ea e dusă la zbor. A să arătăm cam cum stăm cu mâncarea, cum e cu puietul, așa că... O ramă full cu miere, e plină, nu știu dacă se vede în film, aici e căpășit așa cam pe la mijloc, dar în jos e plină. E dus acum... E proaspăt, da, se vede. Aici... E tot cu blochează cu miere și partea cealaltă e căpășită. Acum să o lăsăm deoparte asta, să mergem în continuare. Da? N-aș vrea să spun ce înseamnă deblocarea stupilor. Aici a fost cu puiet. Puietul o ecluzionat, se vede. Alea că mai gata, nu mai este. 10 celule. De aici bagă nectar. Și în momentul când ai cules, ai blocaj, domnule. Dacă n-ai cules, n-ai blocaj. E clar, pentru cei care sunt începători, poate nu știu ce înseamnă, dar care-s bătrâni știu ce înseamnă că unde e cules, e blocaj. Uitați-vă aici. Da? Ia să-mi dau așa un pic. Dar lucești frumos, este cules în continuare. Da, deci un și puietul și bagă nectar în urmă, mai peste vreo două săptămâni, dacă mai ține cald, nu o să mai fie, cred că nici cuiburile astea să le blocheze. Așa. Ia că vedeți că la mine s-a dus puietul. Aceeași treabă. S-a dus puietul, a ieșit o ecluzionat, dar mi-a dus și din urmă blochează. Vedeți? Da, împle ramele cu nectar. Bagă nectar. Prelucrează și le căpășește. Acum pentru mine e lucru bun acum că a terminat puietul, pentru că mi-a dus și hrană. Asta e plus. Da. E plus valoare, cum se spune. Că... Nu am puiet, dacă aș avea puiet, aș avea consumator și uzură. Cam asta s-ar întâmpla. Mai avem mai ceva puiet căpășit. Vedem și regina de anul trecut cu galben. Vedem și regina. Da. Cam mărunte de amus, cam alungite, subțiri. Cam asta-i. De aici stai puietul care mai este un pic.
Da. Deci unde este puiet, acolo este consum și uzură. Uzură. Pentru că creșterea puietului duce la uzură. Și la mine o să vedeți în primăvară cum o să dezvolte familiile astea care, cu toate că acum a redus ponta, să vedem în primăvară. Așa, aici la fel mai e un puiet căpășit și restul aduce nectar, aduce, bagă bine nectar. Ia câta, în spate aici, căpășit, tot asta ramă, cred că are 2,5 kg, fără discuții. Da? Ia câta aici, ecuzonează și la revedere și cu asta. Ideea aici e ușor de socotit. Ieri am făcut noi filmuleț la domnul Rotaru. Da. Aici e ușor de socotit. Jumătate de ramă căpăcită, aproximativ 2 kg. Da. Și mai avem puțin în spate, da, jumătate de kilogram. Da. 2 kg jumătate, aici nu e multă școală. Da, da, da. Nu e da, matematic superioară. Se vede, da. 2 kg jumătate, vedeți seama că în mult, asta la tot la fel. Da, aici uitați-vă. Mai este ceva puțin. Mai este ceva căpășit. Da? Și undeva tot la 2 kg de mâncare și pe asta. Păstură? Da, da, este așa. Păstură. Să spunem că multă, nu, dar da, dar e suficient. Suficientă. Așa. Aici, la fel, mai e un pic de puiet care trebuie să ecluzoneze, dar ouă, larvar, la primăvară. Cam asta-i. Din... Ia uite, ia că aici nu că o să fie 2 kg, că aici o să fie 3. Aici sunt 3, cu ochiul liber, da, cu 3. Aici sunt 3, că sunt doar rama în mână, iar câtă partea asta la altă, tătă-i plină, așa că... Dacă îmi permiteți o întrebare, domnul Iacomi, nu vă gândiți că dacă căldura continuă încă vă 2 săptămâni de zile, rămâneți fără spații goale, mă refer la celule goale unde să formeze ghemul albina pe iarnă? M-am gândit la asta. Cum o rezolvați? Îi bag o ramă goală, rapid, la mijloc. Îi bag o ramă, nici într-un caz n-am să mă bag la extras. Da? Uitați și asta care n-am e plină, asta e plină, până da. Jos. 3 kg, da. Aici la fel 3, dar facem așa. Așa. Le strângem grămadă înapoi, cum au fost. Da? Și luăm și la mână, nu? Nu luăm la mână, numărăm. Numărăm ori 2 jumate, punem 2 jumate medie. Așa, avem așa. 8 rame. Avem 5. Avem 10, avem 15, 20 de kilograme. Avem 20 de kilograme. Hai să nu spunem 20, 16 kilograme. Și așa că e destul. Ajunge și rămâne. Așa că e destul. Așa că, acum, să mă mai arătăm. 1, 2, 3, domnul, dacă mai suntem aici. Domnul Ilie, vreau să vă spun că la noi în Căregini pontează foarte. Avem 2-3 rame cu ouă și larvar dacă... în prima stadie. Și să vă spun un lucru, datorită faptului că la dumneavoastră reginile nu mai pontează, își iau startul mai degrabă în primăvară și mai iernează și la adăpost. Asta știu cu siguranță că se întâmplă, pentru că el stă în adăpost și eu activitatea mai repede, dar am lăsat să descoperiți dumneavoastră. Da. Da. Haideți să o concluzie. Da. Haideți să mai iubeam 1-2 și după aia să vedem că nu pot să spun că nu sunt și mai buni și mai... Ca orice da. Hâme, care spune că tot e la fel, înseamnă că ăla ori e mincinos, ori trăiește pe altă planetă. Nu se poate să fii într-o stupină mare și să fii tot la fel. 20 așa, de sub la fel. Nu se poate. Nu se poate. Nu e posibil. Ba la unul îi s-o schimba matca, ba la unul nu merge cum trebuie, ba... Da, e ceva imposibil să nu fie și probleme. Eu, cum am spus în cealaltă filmare de seară, am găsit din 10, 2 care nu corespund. Nu că nu ar fi buni. Sunt bunișori, dar nu-mi plac mie. Nu voi face cu gândrâșul mare producție la anul. Îi scot din iarnă, dar ia câtă asta ramă, cât e de, cu mâncare, care e spatele diafragmei. Asta aș putea să o extrag, dar după aia mă gândesc că o să zic cineva că spre lacom la după mierii. Da, mai bine o lăs aici, la ea și o vede eu ce faci în primăvară. Da, vedeți pe net, mulți spun așa, că acei care extrag din cuib, adică să lăcomesc, nu deblochează, dar lăcomesc. Așa, dacă spune chestia asta, înseamnă că n-are mieri. Dacă ar avea mieri, ar trage și el. N-ar lăsa-o acolo. N-ar bloca. N-ar lăsa-o acolo. Ia uitați-vă, așa, de aici cum apare ramele plini. E și același lucru, asta undeva la 2 jumate, 3 poate care
și băgat nectarul. Nectarul aduce. Eu rămas, uitați puțin. Uite atât e, nu e. Da, un 4 cm. Da. Partea de jos, restul e tot e plină, da. Are la 3 kg și asta. Așa. În 2 jumate are precis. Da. Cam așa cu aproximații. Eu aseară v-am arătat și stupi cu cat care aici mai are un decimetru mai pătrat o parte, cred că și partea cealaltă. Da, da, și iacta, uitați-vă aici acum. Da, 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 nectarul. Cobar cu nectarul în jos. Da, da, da. Pe capete. Pe capete, da. Era să centru pentru... Pentru cui? Pentru ghem. Da. Pentru deci v-am arătat aseară și cu caturi și în altă zonă al stupinii nu a fost același stup să-l filmez 10 ori. Da, iacta aici mai e un pic de larvar, dar ăsta, da, undeva pe... Cu nectarul vine. Da, 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 coboară. Da. Cu nectarul vine. Deci larvarul ăsta, peste 20 de zile, e gata. Da, mai degrabă. Da. A, larvarul, da, peste un 2 săptămâni, după mai bine. După, da. După, undeva pe 25, mai duc alții, poate, până la 1 octombrie, dar duci cu puiet, nu cu pontă. Da, 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 da. Aici, până când nu am văzut, nu am văzut ouă. Da, iacta asta e mai bunișoară cu ouă, acum asta avem ouă aici. Unde le-ați văzut? În fundul celului, da. Da, 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 uite pe aici. Da, da, acolo bine. Mai este. Mai sunt ceva. Mai este da. Ceva. Asta e mai băgat un pic în puiet. Și dacă e băgat în puiet, mai săracă în mâncare. Ia că tot vedeți. Coronița. Și mai. Aici e Regina. Asta e un pic mai... E tot de anul trecut, dar e mai... Da, da. S-o șters. S-o șters. Care o da, marcher. Așa. Aici are un pic mai muncior puiet. Și mai subținică mâncare. De acum a redus și puietul, aduce hrană. Da, aici ai păstură. Păstura, gata. Aici ai păstură. Da, da, păstura asta, să știți dumneavoastră, că nu o să-mi intre mie pe iarnă. Asta o consum acum, când... Când mai are ceva puiet. Are ceva larvar, consumă păstura asta, că acum foarte multe păsturi consumă toamna, să-și facă corpul gras. Da, că acum da, vara da. Vedeți câteva bobițe de polen aduși albinele și așa o dezvoltare, să umflu stupul cu puiet. Acum multe păsturi și puțin puiet, consumă multe păsturi pentru să facă corpul gras. Aici la fel e multe păsturi. Da? Cam asta, încolo e mâncare. Nu, mai mergem că e mâncare, e mâncare dacă da. E păstura. Familia cu păsturi, mai departe da, e mâncare. Care mi-e bun, care mi-e puțin păi bun, care așa e, așa e într-o stupină. Eu de câte ori spun, să ia acasă un 20 de oi da. Și toate ia, diferite. Ia, hai să mai alegem, mai luăm de aici. Domnul Ilie, am văzut stupii, vrem să mai vedem și adăpostul, unii iernați, da, așa ca o lecție pentru da, noi, pentru da, că am ajuns da. Aici. Mai vedem și adăpostul. Da, 3 plus 3. 3. Da, ia cât așa. Așa. Aici e un nucleu. Da? Cunoaște. Nu mai scot, nu mai scot de aici. E lipit, e lipit și mă tem și nu ating cumva matca, și nu. Ăsta e nucleu. Eu regin de rezervă așa și le iernez, da. Cum le vedeți. Da, ei nu iernez așa pentru că acum în toamnă vreau să... Păi unii vreți să schimbați, da, dar am în vedere care aici, rămân de rezervă, așa iernează la da, mine. Da. 5 plus 5 sau 3 plus 3. Am undeva la 30 nuclee de astea cu reginii tinerii care le voi schimba la cele care nu-mi convine. Și acum la adăpost, aici, care e... Unde iernez eu aici, așa. Și vreau să spun, uitați-vă că de aproape de casă află stupii, că alții spun că mă mănânc stupii vecinului, că mă înțapă, nu știu ce, are 4 metri, domnule, până la ușa de intrare. Aici am pune nevastă-mea rufile că le spală la mașina de spalat, mi le pune la uscat și vine fără mască și le pune și la 1 metru, 2 metri de stupini. Stare blândi, de asta am și văzut multe loieri, probabil, că sunt din cauza că blândi. Mulți stupari au probleme cu vecinii, spune, băi, ai vezi, nu poți să ies în curte, nu poți să nu, la mine stai. La 4 metri de la ușa, de la intrare în casă. Haideți să vă arăt aici, prima dată, sistemul de aerisire. Sistemul de aerisire mi-a rămas la fel cum a fost în toamna trecută, așa mi-a rămas în vara asta. Dar aici am spart un oi, da, de la geam de aici l-am spart, am pus ceva aici în loc ca să nu intre curentul și să nu-mi intre iarna special. Și atunci o să intrăm înăuntru aici, unde în vara asta am... A făcut schimbări aici? N-am făcut schimbări. Mă ridic acolo, dincolo aveți soba. Nu, dar nu, în altă cameră. În altă cameră. O să închidem dacă... aici e camera pentru iernare. Schimb, am arătat eu anii din urmă.
cu aici cu pivnița. Aici unde suntem noi, avem de sub pivniță. Când e frig afară tare, asta îmi dă căldură și când e cald, asta îmi dă răcoare. Da. Deci aici mi iernez. Bine, acum domnul Liniu, invitați la un pahar de vin de la mănăstirea care a spus? Da, de la mănăstirea Putna. Mi-au dus cadou părintele Caliniuc. Mi-au dus să-i servesc pe domnii cu un pahar de vin de la Putna. De la nivelul părintele Caliniuc. Asta iar nu a fost la mine și a văzut cum iernez. Acum îl salut. Și nu numai pe părintele Caliniuc, pe toată lumea din România și din Moldova, tot apicultorii. Păi știți, vreau să vă spun, dar...